indiferent de karma negativă grea pe care am creat-o, o putem purifica. Chiar dacă ne-am supărat pe lama, l-am criticat sau am renunțat la el, i-am rătnit trupul sfânt, am acționat contrar instrucțiunilor lui sau i-am tulburat mintea sfântă, încă mai putem să ne purificăm de karma negativă pe care am creat-o în acest fel de a ne naște în infern. Nu există karmă negativă atât de grea încât să nu poată fi purificată, la fel ca în creștinism, unde oamenii odată născuți în infern sunt blocați acolo pentru totdeauna, fără nicio șansă de a ieși din acel tărâm. Karma este existența condiționată la fel ca și mintea care creează-l infernul. Deoarece karma depinde de cauze și condiții, ea poate fi schimbată prin alte cauze și condiții. Există multe moduri de a purifica karma negativă pe care am creat-o în relație cu lama. Învățăturile la mărim ne învață că dacă lama este încă în viață, trebuie să-i mărturisim imediat greșeala noastră cu profund regret. Cel mai bun mod de a purifica după ce am mărturisit greșeala. Este să facem ceva care să-i facă plăcere minții Sfinte a Lamei, fie că îi urmăm îndrumarea pe care ne-a dat-o, fie că îi facem un serviciu sau ceva de genul acesta. Asumarea responsabilității pentru greșeala noastră ne permite să ne schimbăm atitudinea și acțiunile. Dacă nu purificăm greșelile pe care le-am făcut față de lama în această viață, Chiar și atunci când vom întâlni un lama într-o viață viitoare, vom face din nou aceeași greșeală, deoarece rezultatul este similar cauzei care l-a creat. Ne vom repeta greșelile din nou și din nou și nu ne vom putea dezvolta mintea de la o viață la alta.